Ferma de bovine poate fi una dintre acele afaceri agricole profitabile doar dacă munca și grija pentru animale este împletită cu pasiunea și seriozitatea față de clienți. Aceasta este rețeta succesului descoperită de Melente Virgil, un mehedințean care a decis să-și investească timpul și economiile într-un proiect inspirat de copilăria la țară. Ferma de bovine a mehedințeanului nostru este situată în comuna Pronișor, satul Luminic, mai exact într-un colț de rai. Aici natura îți oferă un peisaj de vis, din care nu ai vrea să te trezești. Melente Virgil este cel care se bucură de această bucățică de paradis de 20 de ani. Încă din copilărie a simțit că viața îl trage spre agricultură, încercând de-a lungul timpului să crească diverse animale. În prezent, acesta are câteva 10 de bovine și 50 de hectare cu pom fructiferi. Aici, în ferma unde sunt la ora actuală, am 20 de ani. Am avut ui, capre, nu s-a mai putut ține, am trecut pe văcuțe și mai avem 50 de hectare plantație pomicolă, ecologic. Și din fiecare câte ceva, cât să trăim. O zi cu soare petrecută alături de Melente Virgil, unul dintre puținii români care au decis să își construiască un viitor acasă în România, ne-a făcut să înțelegem cum se îngrijește o fermă și cum se obțin adevăratele produse bio. Acesta spune că nu s-a îmbogățit, dar reușește să facă față tuturor cheltuielilor de zi cu zi și, bineînțeles, și ceva în plus. Tineretul, majoritatea a plecat afară, cel puțin aici, satul Luminic, unde sunt eu, e un sat îmbătrânit. Nu mai sunt decât două persoane până în 30 de ani. Credeți că dacă s-ar vrea tineretul, ar putea să vă calce pe urme, să se ocupe cu agricultura? Ar putea, cu sprijinul nostru mai trecut și dacă ar avea bunăvoință să învețe ceva de la noi. Eu personal am pornit de la secure și fierăstrău să defrișez. Acum dețin motocoase, drujbe performante, tot ce ține de defrișat. Și nu mai are cine să mai facă după mine. Sunt singur. Tai, adun, acum e mai grav că nici nu putem să mai ardem deșeurile. Munca la fermă nu este ușoară. Melente Virgil spune că nu găsește oameni să angajeze, deoarece pretențiile sunt prea mari. Vacile, am avut oameni să le pășuneze. La vremea 1000 de lei pe lună, li s-a părut puțin. Acum le țin cu gard electric, sunt mult mai avantajat. Pleacă singure, vin singure. Cum obțineți bănuții de pe urma lor? Exact cât să trăiesc, cum îi iau și dau. Motorină, impozite, facturi de curent, facturi la telefoane, așa că nu-mi fac probleme prea mari cu ei. Lapte numai strictul necesar și în rest las viței să sugă și prefer să vând viței. E mult mai avantajos. Când vine vorba de vânzare, marile magazine preferă ca întotdeauna produsele din import, iar fermierii români sunt lăsați de izbeliște. Însă la mehedințeanul Melente Virgil, clienții cei mai mulți vin pe baza recomandărilor. Avantajul său în afaceri este seriozitatea. Aveți contracte? Nu. Vin intermediari, se uită, stabilim un preț de comun acord. Nu putem să facem contracte, majoritatea caută numai rasa. Acum noi încă mai mergem pe metiș. Faceți un lucru la dumneavoastră în zonă și vă mândriți cu acest lucru? Mă mândresc și sper să îmi urmeze și alții exemplu. Nu vreau să plec la pensie sau, Doamne ferește, mai grav și să nu mai ducă nimeni ce ne-am chinuit noi să ținem. Vrem să ducem mai departe plantația de lângă mine de pe timpul comuniștilor. Vrem să facem și una tânără, vrem să ținem și vite mai multe, dar sperăm să pornească și tineretul după noi. Sprijinirea și promovarea fermierilor din țara noastră este foarte importantă, întrucât generațiile tinere să aibă un exemplu de urmat. Poate dacă mulți dintre noi ar dori să investească în locul natal, comunele nu s-au mai depopulat și am vorbit de afaceri de succes la fiecare colț.